Alina, gospodina, ce preparăm astăzi? Astăzi preparăm un desert. Am avut supă, am avut salată, am avut un fel principal ciupercă, iar acum a venit temul desertului. Deci ceva dulce. Dulce, da. Mai dulce ca tine? Absolut. De fapt, nu. Nimic nu e mai dulce ca mine. Așa. Are și un nume? Are un nume, noi în românește le spunem brioșe cu vișine, însă ele de fapt sunt muffins cu vișine. Cherry muffin. Exact. Despre brioșe vreau să spun că e o pâinică ce se mănâncă la francez, la micul dejun. Deci altceva. Ui, ui. Deci muffins. Avem nevoie de 400 de grame de făină, 400 de grame de zahăr, 200 de grame de smântână, puțin ulei, cam o lingură de ulei, 100 de mililitri de lapte, 50 de grame de cacao, un praf de copt, vișine și ouă. Tu știi de ce găinile sunt fericite când se ouă și cotcodăcesc și... Nu? Se bucură că n-au rămas gravide. Nu-i mai nevoie de un test de sarcină, vezi? Da. Cantitățile care ți le-am enumerat aici, Adi, poți să faci aproximativ 12-14 brioșe, adică pentru doi oameni fămiși sau pentru mai mulți, nu chiar așa de pofticioși. Costă în jur la 20-25 de lei, depinde cât vă întindeți cu calitatea ingredientelor și terminăm în aproximativ 25 de minute, 30 de minute. Depinde de cât suntem de rapiți. Tu știi ce e asta? E un tel. Este Homo habilisul mixerelor moderne. Ia dă-mi tu aici că eu am nevoie de el. Nu-l confunda cu altceva. O să începem cu ouăle, două ecologice. Așa. Vreau să vă spun că ouul care se sparge, gălbenușul, este ecologic dacă rămâne întreg. În timpul spargerii găoacei, e mai puțin neecologic sau chiar mai este tot. Așa, două ouă. Folosește. Ia să vedem cât de bine știi să amețești ouă. Ouăle se sfumează cu zahărul. Foarte bun medicament pentru gât. Spumă de ouă cu zahăr. Când făcea mama chestia asta, mă tremură până cu degetul, nu duci. Vrei? Așa, următoarea. Smântânica. Păi dacă am început cu ingredientele lichide, evident, cam o lingură de ulei și aproximativ 100 de mililitri de lapte. De vacă. De vacă, de capră. De vacă. De vacă. Una, de acum tu trebuie să mă ajut, se amestecă praful de copt cu făina. Așa se încorporează bine în făină, să crească bine, bine brioșele. Și acum te rog frumos să împui așa câte o lingură până amestec cu lichid. Câte o lingură de făină în ploaie, o lingură de făină, o lingură de cacao. Foarte important această rețetă este aportul soțului în bucătărie. Fără soț ar trebui să avem noi vreo pat cu noi sau prieten. Adică că mai am nevoie de puțin lapte. Vrei să mă ajuți? Nu! Însă acum ce mai avem de făcut este să punem brioșele în tavă. Evident avem nevoie de o tavă de brioșă. Chestia asta care știu că habar nu aveai cu ce să mănâncă când mergeai la supermarket. Am crezut că e la grădiniță unde bagi... Acuarelele, nu? Da. Bun. Și avem nevoie de niște hârtiuțe de brioșe. Le punem așa frumos. Foarte important. Nu mai avem nevoie să mângem tava dacă punem hârtiuțele astea așa drăguțe. Și acum cu o lingură. Să știi că toată viața m-am întrebat de ce toate aceste muffinuri pe care le cumpăr prin cofetării au hârtie lipită de ele și mă enervez eu când le mănânc și după să dezlipesc aluatul de pe hârtie. Aia acum știu. Ca să nu mai mângem tava, vezi? Dacă ar fi hârtie comestibilă, ar fi și mai bine. Cât de cât ne simplifică munca. Dacă tractul digestiv uman ar avea enzimele necesare metabolizării celulozei, dar vezi, nu le-am. Adi, nu suntem la farmacie, revin-o înapoi la bucătărie.
Nu! Bun, și acum tot ce mai trebuie de făcut este să le băgăm în... buzunar? Nu, în cuptor. Pentru 20-25 de minute, 180 de grade, treapta treia, la un cuptor cu gaz. Excelente. Vrei să guști? A, mie nu prea plac negresele, știi? Adică... Mai nu sunt negrese, sunt muffins cu vișine și ciocolată, cacao. Asta pe ce continent trăiesc? Pe ce continent vrei tu? Muffin cu cacao, da? Vișinele pe la noi, muffinsurile prin altă parte. Și hârtia? Hârtia nu este comestibilă. Aha. Adică, tu dacă ești fan hârtie, poți să mănânci. Și eu care speram. Păi, tu dai și pe mine, vreau? A, ideea e că am făcut ceva dulce și foarte bun. Nu ne rămâne decât să vă spunem